Salutare, prieteni! Astăzi este duminică și am zis să ieșim și noi prin natură, să profităm și noi de ziua asta frumoasă, să luăm și noi un pic de aer curat. Ia uitați cât de frumos e pe natură! Haideți! Uitați, fraților, ce frumos este! Totul e verde. Începe natura să prindă viață. Cât de frumos este! Da, acolo văd că e o, cred că o stație de tren. E superb. Uitați cât de frumos este. Uitați cât de frumos este în natură. Să auzi doar sunetul păsărilor, așa, sau mai auzi și greieri. Uitați, acolo e un râu. Da, e, să știți că e plăcut să te plimbi așa prin natură. La aer curat. Da, dragi prieteni, să știți că e super în natură. Am ieșit la plimbare. Mi-am luat soția și am ieșit la plimbare. Aici jos este un râu. Ia să coborâm puțin până la el. Să-l vedem. Mă, nu-mi place că, ia uite, ce caută sacul ăsta aici, vezi? De gunoaie. Aiurea, adică, nu știu ce mentalitate poți să ai, unde natura asta superbă și atât de curată, da? Să arunci tu aici gunoi. Păcat, mare păcat. Da, exact aceea, da. Aha, faci un grătărel frumos, dele-dele. Să știi că e frumos aceea, da, e locul... Și nu e nici iarbă mare așa, vezi? Mamă, ce frumos e mâncarea asta! Uitați cât de frumos este! Uitați cât de frumos e natură! Râul ăsta limpide! Ia uitați ce frumos! Da! Aha. Păi cum, merge așa pe jos! De la mașină de acolo, merge așa pe jos și... Uite tot înainte, pe drumul ăsta, ce mare inginerie! Băi, uitați cât de frumos, mă, frate! Doamne! Ieșiți, fraților, din case, ieșiți prin natură. Nu mai stați în case că e păcat să nu vă plimbați prin natură, să admirați peisajele astea. Uitați cât de frumos. Și râul ăsta e frumos tare, fiți atenți. Atât de limpede, atât de... E frumos. Uitați, oameni buni, ce peisaj. Era ceva urât. Vezi? Ia uitați cât de frumos este!
Totul e tradițional. Mi-aduce aminte de bunici. Când mergeam pe la bunici. E super. Super frumos, super frumos. Ce frumos este plin prin natură. Prin aerul ăsta curat și proaspăt și tare. Da, e o locație superbă. Uitați-o văcuț acolo. Super frumos. Ai închis ușa acolo la mașină? Ia uitați ce flori! Nu știu dacă se vede pe cameră, zmov așa. În realitate zmov. Da, din păcate strică imaginea norii ăștia. Da, e cald, e frumos, adică nu bate vântul, nu n-a plouat deloc. Uitați un căluț acolo, mamă ce frumos e calul ăla, bă, la negru. Ia uite, bă, ce gras e, ce frumos e. Ia uitați. Nu o bate până acolo tare, dar... Uite ce grădină îngrijită aici. Spun fructifer, cred că-s pruni ăștia. Da, pruni sunt. Ia uitați cât de frumos este. Fraților, s-auzi doar sunetul ăsta de păsări și sunetul de râu. De apa asta curgătoare. E splendid. E super, ha? Asta e Italia? Da. Și ce, nu le-a luat de acolo? Nu le-a luat de acolo. Ia, uitați, lemni tăiate, da? Deci lemni tăiate. Și nu le-a luat, le-a lăsat aici. Ia, uitați. Uitați, oameni buni, cum au încercat să... Uitați. Deci a tăiat și nu le-a mai luat. Ia uitați câte sunt. Ia uitați, mă. Uitați, oameni buni, au tăiat copacul, da? Și nu le-a mai luat, vezi? Nu le-a mai luat de aici. Uite. Tăiați tot, de-a gata. Aici cred că e ca un copac. Și aici, asta este cum ți-a rămas la copac. Da. Ia uitați ce pom mare și frumos. Are ceva ani ăsta. Uitați cât de frumos este. Am văzut o clădire mai în față și mergem acolo să vedem ce este. Cred că o să ne prindă ploaia pe aici. M-a picurat. Sper să nu ne prindă ploaia.
M-a picurat pe mine, vezi? Sperăm, sperăm, că suntem la ceva depărtare de mașină. Sperăm să nu ne prindă, dar ne băgăm în căsuța asta aici. Bine că am găsit-o. Dacă e să plouă. Ia uitați cât de frumos este. Băi, să simți mirosul ăsta, băi, de iarbă verde mâncava și... Pauleu! Deci cum am întors în timp. Am ajuns la căsuța asta aceea. Nu știu ce-o fi. Oh, s-a lăsat în jos. Dar ce-o fi? Opa! Cine știe ce-o fi fost aici? S-a lăsat în jos. Vezi? Cine știe ce-o fi fost aici? Vezi? Păcat că s-a aruncat gunoaie pe aici. Ia uitați ce înalt e muntele ăla acolo. Ce creastă înaltă are. Am văzut o cale ferată. Mergem să vedem să vedem ce e cu ea. Dacă mai e funcțională, dacă nu mai e, dar cred că este, sigur. Cred că este. Ia uitați cât de frumos este. Ia ce floare frumoasă. Este funcțională? Da, sigur e funcțională. Pentru că e și tocită, din ce văd. Da, e funcțională, da. Da, cred că e trenul spre Brașov. Eu cred că și vine. Dacă nu mă înșel. Ia uitați, oameni buni, ce peisaj frumos. Uitați ce peisaj, să treci cu trenul pe aici, nu? Uh-huh. Să te plimbi cu trenul. Și să vezi peisajele astea. E superb. Ia uitați. Uitați cât de frumos este. Ia uitați un câmp de păpădii. Mamă, ce frumos e. Ia uite aici sunt numai păpădii din astea. Uitați cât de frumos. N-am mai văzut o păpădie de asta, cel puțin în zona noastră, în zona Brăilei. N-am mai văzut și am crezut că au dispărut astea. N-am mai văzut. Mi-aduce aminte de copilărie. Când le băgam în sân, să avem noroc. Vezi, Doamne. Ia uitați ce frumos este. Ne îndreptăm spre mașină că
posibil să ne prindă ploaia. Haideți, mergem? Haideți. Uitați un mic stup de albină cu albină pe ea. Pe el, pardon. Ia uitați cum a făcut-o ea. Nu știu dacă se vede. Da, acum se vede bine. Ia uitați, oameni buni, că am prins și trenul. Am zis eu că e circulat asta. Mamă, cât de frumos este. Foarte frumos. Mamă, să plin cu trenul ăsta și să admir peisajul astea după aici. E bele. Da, ne întoarcem înapoi la mașină, că văd că a început să picure și să nu ne prindă ploaia pe aici. Că avem ceva de mers până la mașină. Da, e frumos acolo, jos. E curat. Merge de un grătar acolo. Cred că peste vreo 2 săptămâni mai venim, nu? Dacă prindem și o zi caldă, frumoasă, de un grătărel, aici vin înapoi să mă relaxez. Da, da, câinele ăla, da. Era un câine, oameni buni, mare, mărișor, și zic să nu ne facă ceva, știi? De unde, frate, când am trecut pe lângă el, era undeva în, cum sunt burienile astea aici, bă, când ne-a văzut, s-a lăsat în jos, bă, s-a ascuns din noi, frate. Ce bandit era, s-a ascuns ca să nu-l vedea. Mai avem puțin și ajungem la mașină. Da, a fost frumoasă plimbarea prin natură. Ia uzi, ăla e de la mare, care se aude. Ia uzi ce voce are. Se aude un câine periculos. Ia uitați ce podulesc frumos aici. Trece pe deasupra râului. Ia uitați.
Haideți, haideți, hai cu tupeu, cu tupeu. Le e frică. Ia uitați ce deal de din stâncă. E numai stâncă. Și cred că tot ăsta e format numai din stâncă. Da, ne-am suit aici pe o stâncă. Mașina noastră e undeva tocmai acolo. Nu știu dacă se vede. Da, încă un poduleț. Traversăm. Aici este un râu liniștit. Ia uitați și niște oi. Aici. Dincolo niște capre. Ai, frumos. Asta e natura. Asta e natura, frate. Ia uitați. Da, am ajuns și pe străduțele astea din satul ăsta. Aici este un magazin. Cred că e singurul magazin care l-am văzut în satul ăsta. Bine, e un satuleț mic. Și un magazin pe colț aici. Cred că am ajuns la fix. Uite, a început să plouă, vezi? A, fix am ajuns. Ia uite și un cățeluș frumos aici. Ce faci, mă, băiatule, mă? Ce faci, mă, băiatul aici, mă? Ce faci, mă, băiatul acolo, mă? Da, bă, ce frumos e la... Da, da, da. Aha. Peștrițule. Ce picior peștriț are, iată. E cățea, mă. Ce faci, mă, cățelușa mea? Ce faci cățelușa mea aici? Ce faci cățelușa mea? Hai la mine. Hai, hai. Hai, vină încă. Hai, de frumusețe, frumusețe. Ce faci, mă, cățel, mă? Mă, cățel, mă. Hai, pa, 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 cățel, pa. Ia uite și o fântânică. Ce, nu? Cred că mergem, mă. Ba da, mă, nu vezi că are apă, ce ai? Merge, ce? Are, mă, are apă. Merge, cum să nu merge? Hai, lasă, nu mai umbla. Merge. Și am ajuns la mașină.
Da, văd că s-a oprit ploaia, nu, doar a picurat așa, dar n-avea rost să ne riscăm, că eram departe de mașină și vă dați seama, dacă ne prindea ploaia pe acolo, era pericol. Unde? Da, da, uite acolo niște rățuște. Am ajuns la mașinuță. Ia uitați niște rățuște. O rățușcă cu puii ei. Și are 2, 4, 6 puișori. Ia uitați, uitați cât de frumos este. Ce frumos e. Ia uite-i pe ei mici, fiți atenți. Dar ce viteză au pe în apă. Ia uite. Da, dragi prieteni, am ajuns la mașină. Acesta a fost vlogul de astăzi, de aici, de natură. Nu uitați să vă abonați la acest canal, să-mi dați și mie un like, un coment, că pe mine asta mă ajută. Iar eu pentru asta vă mulțumesc frumos. Și până la următorul vlog de aici, de natura asta frumoasă, eu vă spun la revedere. Vă pup!